Vreau să vă informez că ieri a avut loc ședința fracțiunii Partidului Socialiștilor și o consultare la nivel de executiv al formațiunii noastre politice. Ieri am luat decizia de a crea stafurile electorale pentru campania parlamentară de anticipate. Noi suntem ferm convinși că săptămâna aceasta nu va fi niciun candidat la funcția de premier, la fel ca și sperăm până pe data de 29 ianuarie. De ce Partidul Socialiștilor începe campania preelectorală pentru anticipatele din luna martie, sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie?